Doamnelor și domnilor, bun venit la festivitatea de depunere a jurământului militar de pe grelele Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, Constantin Brâncoveanu, Târgu Ocna. În contextul promovării apartenenței sistemului penitenciar din România la valorile și rigorile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, conform tradiției, elevii școlii depun astăzi jurământul militar. Astăzi, prin jurământul de credință față de patrie, elevii școlii pornesc pe drumul vieții militare, făgăduind în mod solemn să se închine crezului valorilor de necontestat. Patrie, onoare, datorie. Dorim să mulțumim tuturor celor prezenți, invitați, personalul școlii, părinți, prieteni și membri ai familiilor noastre, pentru că au ales să fie alături de noi într-unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții noastre. Și, ca de fiecare dată când școala se află într-un moment de sărbătoare, cum este și festivitatea de astăzi, avem invitați alături de noi oameni deosebiți, a căror prezență ne motivează să devenim buni profesioniști și cetățeni responsabili. Avem deosebită onoare să salutăm participarea la festivitatea de depunere a jurământului militar a reprezentanților de înalt rang din cadrul Ministerului Justiției, domnul Ion Claudiu Teodorescu, secretar general al Ministerului Justiției. Însoțit de către domnul Florin Bălăceanu, consilier al Ministrului Justiției, a căror prezență ne confirmă fără echivoc atenția și interesul față de instituția noastră și față de oamenii care slujesc aici. Salutăm cu aleasă și sinceră prețuire pe directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară, dr. Dan Halkin, ocazie cu care îl asigurăm de toată considerația noastră. Spunem bun venit cu mare căldură și prietenie domnului comisar șef de justiție Anatolie Falca, director al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, însoțit astăzi de către doamna comisar principal de justiție Iuliana Strunga, directorul Direcției Resurse Umane din ANP Republica Moldova. Salutăm prezența reprezentanților instituțiilor de învățământ din cadrul Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale, instituții partenere în cadrul rețelei școlilor de învățământ militar din România, ERSI. Astfel, dorim să adresăm sincere urări de bun venit domnului chestor de poliție dr. Vasile Tache, directorul școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina. Domnilor comisar de poliție Ilie Milici și inspector de poliție Rareș Farcaș, reprezentanți ai școlii de agenți de poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca. Și domnului major Adrian Lepădat, de la școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica, Drăgășani. Transmitem un călduros bun venit directorilor și reprezentanților unităților penitenciare, mulțumindu-le totodată pentru prezență și pentru buna colaborare cu instituția noastră. Comisar șef de poliție penitenciară Adrian Dorel Popa, penitenciarul Aiut. Comisar șef de poliție penitenciară Viorel Marcel Voicu, centrul educativ Târgu Ocna. Comisar de poliție penitenciară Adrian Lupașcu, penitenciarul Bacău. Comisar șef de poliție penitenciară Dumitru Daniel Cunzaniu, penitenciarul Botoșan. Comisar șef de poliție penitenciară Geo Bogdan Burgu, penitenciarul București-Rahova. Comisar de poliție penitenciară Cornel Rău, penitenciarul Calați. Subcomisar de poliție penitenciară Patrick Ghebaru, penitenciarul Mioveni. Comisar șef de poliție penitenciară Ion Feodorov, penitenciarul Tulcea. Comisar șef de poliție penitenciară Cristina Chirvasă, penitenciarul Vaslui. Comisar șef de poliție penitenciară Ionel Ciprian Iftim, penitenciarul Spital de Bogna. Dorim să apreciem în mod deschis contribuția deosebită a corpului profesoral din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, secția Arad, reprezentată astăzi de către coordonatorul structurii de învățământ arondate școlii, domnul inspector principal de poliție penitenciară, Sergiu Marton. Adresăm sincere urări de bun venit reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, a căror prezență ne onorează și ne încurajează deopotrivă, respectiv domnul locotenent colonel Ovidiu Diaconu, din partea Centrului Militar Județean Bacău, domnul locotenent Alexandru Bejenaru, reprezentant al detașamentului de pompieri Onești. Suntem onorați să avem alături de noi reprezentanții administrației publice județene și locale, salutând cu aleasă considerație prezența domnului Lucian Gabriel Bogdanel, prefectul județului Bacău, domnului Vasile Isvoran, președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău și consilier județean,
și a domnului Gelu Ionuț Pampin, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău. Și, cu sinceră prețuire, a domnului Tiberiu Palade, administratorul public al primăriei orașului Stațiune Târgu Ocna, folosindu-ne de prilej pentru a le mulțumi încă o dată pentru sprijinul colaborării de excepție pe care o promovează în relațiile cu școala noastră. În premieră se află alături de noi domnul profesor universitar dr. Adrian Valentin Cotărâț, managerul Spitalului Municipal Moinești, care îi spune bun venit și mulțumim pentru prezență. De asemenea, dorim să salutăm prezența la festivitatea de astăzi a doamnei profesor Simona Andreea Cibotaru, director adjunct al Colegiului Național Costache Negri din Târgu Ocna. Salutăm deopotrivă cu mare onoare prezența preotului capelan Florin Smarandi, îndrumător spiritual al sufletelor noastre, profesor în cadrul școlii, care împreună cu preotul capelan Paul Vamanu, din cadrul penitenciarului Spital Târgu Ocna, și preotul capelan Daniel Mașala, preot capelan al penitenciarului Bacău, va oficia slujba de binecuvântare a generației de elevi. Bun venit domnului Alexandru Lazar, președintele regiunii 3 Bacău, din cadrul Asociației Internaționale a Polițiștilor, secția română. Și, nu în ultimul rând, salutăm cu bucurie reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și anume. Domnul Petre Florin Șchiopu, președintele a Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar. Domnul Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, însoțit de către domnul Ovidiu Munteanu. Și domnul Șerban Marius Oprică, vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare. De asemenea, ne bucurăm de prezența reprezentantului Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în persoana domnului colonel în retragere Gabriel Munteanu, fost profesor al școlii. Dorim să transmitem toată recunoștința și prețuirea noastră foștilor directori, profesori și angajați ai școlii care au avut plăcerea să fie astăzi alături de noi. Această zi festivă nu ar fi fost la fel de frumoasă fără sprijinul sponsorului căruia îi mulțumim în mod special, Asociația Absolvenților Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, alumnii. Pentru începerea festivității de depunere a jurământului, invităm elevii seriei 2023-2024 pe platoul școlii. Thank you.
Domnule secretar general, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Telgovna Constantin Brâncoveanu sunt gata pentru depunerea jurământului de credință. Sunt comandantul ceremoniei, comisar de poliție penitenciară Ionuț Mihai Rușnău. Stimate domnule director general, domnule director al Administrației Naționale a Penitenciarilor din Republica Moldova, stimate domnule prefect al județului Bacău, preacucernici, părinți, onorată asistență. Îmi revine deosebită onoare de a deschide ceremonialul de punere jurământului militar de către elevii promoției 2023-2024 ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciari Constantin Brâncoveanu, Târgu Ocna. Ca de fiecare dată, am ocazia să urez bun venit tuturor celor care ne sunt alături la un eveniment atât de important și de emoționant pentru noi și pentru elevii noștri și vă mulțumesc pentru eforturile făcute pentru a fi aici, la Școala Națională de la Târgu Ocna. Prezența dumneavoastră reprezintă pentru noi încă o dovadă a aprecierii și susținerii de care ne bucurăm, atât la nivelul Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor, cât și în comunitate, fapt care ne bucură și ne onorează deopotrivă. Evenimentul festiv și plin de semnificații la care asistăm astăzi reprezintă simbolul unui nou început, atât pentru noi cât și pentru elevii noștri. Pentru personalul școlii, ziua de astăzi marchează în mod oficial începerea procesului de pregătire a unei noi promoții de polițiști de penitenciare, iar pentru elevi reprezintă pasul prin care se alătură celorlalți militari ai țării, formând împreună cu aceștia forța, puterea și siguranța României. Cu doar 2 luni în urmă, în același loc, se aflau în formație absolvenții promoției 2023, care rosteau cu emoție și mare mândrie jurământul profesional, prin care consfințeau absolvirea școlii și începutul carierei ca polițiști de penitenciari. În locul lor sunt așezați astăzi în formație minunații tineri pe care avem în față, pregătiți să înceapă același drum ca și cei dinaintea lor, pregătiți să rostească cu toată convingerea jurământul militar. Ceremonialul depunerii jurământului față de patrie reprezintă pentru orice român o dovadă a patriotismului, a dragostei de oameni și de țară, fiind un angajament suprem și totodată un reper de responsabilitate și maturitate. Dragi elevi, prin jurământul de credință pe care îl rosti astăzi, veți așeza propria conștiință la umbra falnică a drapelului românesc, simbol al datoriei și sacrificiului în slujba neamului nostru, al unității și curajului ostășesc. Începând de astăzi, cei de lângă voi nu vă vor fi doar colegi, ci devin camarazi de încredere, iar toți deopotrivă deveniți parte a forței pe care se bazează ordinea publică, apărarea și securitatea națională a României. Întregul sistem de valori care vă va ghida pregătirea profesională în școala noastră se clădește pe fundamentul unor simboluri incontestabile și intangibile. Drapelul tricolor, imnul național, uniforma și jurământul față de patrie. Acestea să vă fie de acum înainte puncte de reper și izvor nesecat de curaj, determinare și dragoste de țară. Acest prim pas de punere a jurământului militar va fi urmat de o pregătire intensă și uneori provocatoare, care are ca obiectiv
formarea voastră ca buni profesioniști și buni cetățeni pentru țară și pentru sistemul poliției penitenciare, astfel încât la absolvirea școlii să fiți capabili să dați dovadă în orice împrejurare de integritate, umanism și responsabilitate. Suntem mândri de voi pentru că alegerea voastră liberă de a urma cursul unei instituții de învățământ militar are în spate multă muncă, determinare și mult curaj. Sunt convins de acest lucru, deoarece știu că în zilele noastre nu e simplu, tânăr fiind, să-ți asumi cu atâta convingere privațiunile și exigențele unui proces de școlarizare militar, cu rigorile și dificultățile specifice, fapt ce dovedește fără echivoc că sunteți caractere puternice și sunteți suficient de motivați în dorința de a deveni buni polițiști de penitenciare. Folosesc acest prilej pentru a adresa mulțumit părinților și celor apropiați vouă care v-au sprijinit în alegerea acestei profesii și care, deși au cunoscut mai mult sau mai puțin complexitatea și riscurile acesteia, nu au încetat să vă încurajeze și să vă susțină în pregătirea voastră pentru admiterea în școala în care vă aflați acum. În final, cu ocazia depunerii jurământului de credință față de patrie, dragele, vă felicit și vă urez succes în pregătirea voastră ca buni polițiști de penitenciare. Vă mulțumesc! Școală pe loc, repauză! Adresăm rugămintea preacrucernicilor părinți să binecuvinteze această generație de elevi, pe cei care le îndrumă pașii, pe oaspeții noștri și instituția în care ne aflăm. Școală drept pentru oficierea serviciului religios. Școală descoperiți! Școală pe loc, repauză! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii veșilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru mintea ești și pe toate le împlinești, Vizierul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sărășește într-un noi și curățește de noi de toate înfinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sângele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izolește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și ceantul Iisus diaconime, pentru tot căilul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul muncernic credincios de pretutindeni, pentru hrămuitorul
viitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru viitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru elevii acestei școli de poliție penitenciară, pentru profesorilor, pentru toți cei ce lucrează în acest așezământ, pentru cei ce sunt de față, părinți și toți ceilalți invitați, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru această unitate, pentru cei ce cu credință se simt aici, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru orașul și țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință vețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna domnirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roatelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru tinerii aceștia care astăzi prin jurământ se leagă, așa prea pată și așa se fi pentru binele ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie zbăviți și tot poporul român, cel necredincios de tot de cazul, bunia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeulea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și filialții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să dă. Slava, cinstea și încăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Școală, veți! Școală, acoperiți! Școală, pe loc, repaus! Depunerea jurământului militar reprezintă asumarea obligațiilor ce revin fiecărui cetățean, cărora li se adaugă obligații noi care onorează și nobilează prioritatea interesului public, sacrificiul în beneficiul comunității, al patriei, care devin de astăzi firescul vieții de zi cu zi pentru fiecare dintre noi. Domnule secretar general, vă adresăm rugămintea să permiteți trecerea în momentul depunerii jurământului militar. Școală, drept! Garda drapelului, în fața formației, marș! Mine. Eu! Jur! Jur! Credință patriei mele! Credință patriei mele! România! România! Jur! Jur! Să-mi apăr țara! Să-mi apăr țara! Chiar cu prețul vieții! Chiar cu prețul vieții! Jur! Jur! Să respect Constituția! Să respect Constituția! Legile țării! Legile țării! Și regulamentele militare! Și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Școală, drept! Domnului să ne rugăm!
Doamne Dumnezeul nostru, Împărate al Cerului și al Pământului, Cel ce ai rânduit pe îngerii tăi noștri cerești ca să primească părucele tale, iar cu poală să fie ocrotitor și povățitor, Cel ce pe Sfinții de Apostolii într-o armată îndrăzneală să dobândească lumea pentru credința cea adevărată, prin propovăduirea Evangheliei, iar pe Sfinții mucenici să lupte cu agentul vieții pentru reîntinarea reștepirii acestea, însuți Împărate și Doamne, pe acești tine, îi binecuvintează, dar acum cu jăruri se leagă pentru Sfânt numele Tău. Întărește-i și umple de Duhul vitejiei și al bărbăției spre virința asupra tot vrăjmașul. Întărește-i în credința cea într-o tine în legea ta cea sfântă. Însuflețește-i și sporește într-o dânsii dragostea de țară. Așa, Doamne, auzi-ne pe noi ceasă de acum binecuvintează și întărește jurământul acestor tineri, ajutându-le să fie vrednici. De nădejde și într-o slavă Numele Tău, în vecii vecilor, amin. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune prea curată, Maicii Tale, ale Sfinților Martiri, Brâncoveni, ocrotitorii acestei școli de poliție penitenciară, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, a căror pomenire am sfârșit astăzi, ale Sfinților Dreptezești, Părinții Atinșana, și ale tuturor Sfinților. Să miliască, nu miliască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al sălbașca semne de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Elegi! Drept! Garda drapelului, în formație, marș! La începutul acestui drum suntem mândri să primim, astăzi, cheia succesului unei generații. Salutăm prezența șefului promoției 2023, agent de poliție penitenciară Diana Alexandra Muntianu, care ne va adresa câteva cuvinte și va mâna cheia de onoare a școlii, reprezentantului actualei serii, elev monitor de curs Cristian Ionuț Dumitrescu. Domnule secretar general, domnule secretar general, domnule director general, domnule director, stimați invitați, onorați profesori, dragi elevi, astăzi am deosebită plăcere de a mă afla în fața dumneavoastră, în calitate de șef al promoției 2023, pentru a mâna cheia de onoare noii generații de elevi ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare. Cheie ce reprezintă un simbol al continuității în timp a învățământului competitiv și de calitate din orașul Târgu Ocna. Dragi elevi, în primul rând, vreau să vă felicit pe fiecare dintre voi pentru efortul pe care l-ați depus pentru a ajunge aici. Vă aflați la începutul unei etape importante din viața voastră și în fața unei cariere ce se va plăti pe competență, pe caracter, devotament și curaj. Veți avea o profesie nobilă, de calitate, dar complexă și de multe ori solicitantă sau imprevizibilă. Profesie ce ne obligă pe toți la pregătire continuă, dăruire și implicare. Vă doresc să vă înarmați cu răbdare pentru evaluările și examenele grele, ce vor veni pe parcursul acestui an, să fiți receptivi, perseverenți, să dați dovadă de disciplină și de bun simț. Nu va fi ușor și de aceea vă îndemn să fiți respectuoși și deschiși, să vă dați interesul, să vă puneți în valoare întregul potențial intelectual, să vă găsiți adevărata motivație, să vă munciți, pentru ca la finalul școlarizării să plecați cu un bagaj de cunoștințe temeinice și valoroase. Mi-aș dori să vă stabiliți standarde înalte,
să aveți încredere în voi și în ceea ce vă vor învăța profesorii voștri. Vreau să vă asigur de calitatea înaltă a întregului colectiv profesoral și de faptul că este unul cu totul și cu totul deosebit. Să-i ascultați, să-i respectați și am convingerea că vă veți apropia de aceștia și că îi veți îndrăgi pe fiecare în parte. Vreau să închei cu un citat care m-a inspirat mereu. Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea. Nelson Mandela, noi suntem viitorul și prin educație, prin bunăvoința noastră, putem face lumea un loc mai bun. Să nu uitați niciodată cât de special sunteți și câtă putere aveți în voi. Dragi elevi, vă doresc succes, spor la învățat, să ne vedem cu bine la absolvire, tot în aceeași formulă, când vă voi ura cu căldură succes în noua carieră. Vă mulțumesc! Elev monitor de an, Dumitrescu, în fața formației, marș! General, vă rog să-mi permită să iau locul formației. Prezența la festivitatea de astăzi a domnului Lucian Gabriel Bogdanel, prefectul județului Bacău, ne confirmă încă o dată faptul că școala noastră se bucură de apreciere la nivelul conducerii județului. Distinși oaspeți din Republica Moldova, dragi colegi din cadrul Ministerului Justiției, stimate domnule director general, stimate domnule director, Racucerici, părinți, onorată asistență. Trăim într-un timp fluid în care ceea ce în trecutul recent mi se părea condamnabil trece acum drept firesc și normal. Ceva ce face parte din viețile noastre de zi cu zi. Ordinea de drept, sintagmă care stă în invitația de participare la depunerea jurământului pe care cu căldură mi-a adresat-o domnul director, face subiectul unei contestări atât în plan internațional cât și la noi. Vedem peste tot că trăim un timp în care sunt tot mai multe cazuri cu indivizi pentru care e perfect normal să comită faptele probabile. Indivizi care nu mai fac distinția între bine și rău, pentru care răul a devenit o banalitate, un firesc, și care nu conștientizează consecințele propriilor acțiuni și fapte. Îndrăznesc să spun că de multe ori când vorbim despre o suprapopulare a sistemului carceral autohton, lucrul ăsta spune ceva despre starea societății în care trăim, într-o măsură mai mare decât activitatea pe care dumneavoastră, ca viitor lucrători, agenți de poliție penitenciară, o veți depune în acest sistem. Ați ales un drum al vocației, nu o meserie, un drum al unei vocații presărat cu foarte multe privațiuni și cu o rigoare fermă, specifică pregătirii militare. Dar totodată trebuie să ținem seama și cred că trebuie să țineți seama ca viitor agenți de poliție penitenciară de dubla semnificație a pedepsei. Ea este în bună măsură o reparație morală în raport de societate și de cei care au făcut subiectul
lor fără de legi, dar totodată este și un timp de pregătire a incluziunii deținutului și a revenirii sale în societate, astfel încât el să fie scos de sub spectrul recidivei. Iar dumneavoastră, ca viitor agenți de poliție penitenciară, apreciez că aveți un rol determinant în a asigura condițiile unei reveniri și reinserții în societate a celor care au călcat la un moment dat pe lângă lege. Vă urez mult succes în școlarizarea dumneavoastră. Aveți un corp profesoral de ținută aici la Târgu Mocna și fie ca acest timp petrecut la Târgu Mocna să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră un timp al acumulării și al profesionalizării dumneavoastră, astfel încât în meseria pe care o veți urma, în vocația pe care ați ales-o, să dați dovadă de eficiență și de o responsabilitate și o implicare care să conducă în cele din urmă la atingerea dezideratelor pe care le-am evocat aici. Mult succes și vă doresc o școlarizare cât mai plăcută și bogată în amintiri. Felicitări! Relația școlii noastre cu Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova este una specială, iar școlarizarea la Târgu Ocna de tineri moldoveni selecționați pentru o carieră în sistemul penitenciar din Republica Moldova reprezintă modesta contribuție pe care școala o aduce la formarea profesională a personalului de penitenciare din Moldova. Cu ocazia ceremonialului de astăzi, invităm la cuvânt pe domnul comisar șef de justiție Anatolie Farca, director al Administrației Naționale a Penitenciarilor din Republica Moldova. Mulțumesc! În anul 1991, când am început cariera în cadrul sistemului penitenciar din Republica Moldova, am citit multe cărți de specialitate. Mi s-au memorizat cuvintele unui filozof antic: dacă omul va dori să spună totul în cuvinte, va ajunge să nu poată spune nimic. Astăzi am să-mi asum această responsabilitate de a vă spune ceva. Stimate domnule secretar general al Ministerului Justiției, stimate domnule director general al Administrației Naționale a Penitenciarilor, domnul director de penitenciare, domnule director al Școlii Naționale pentru Pregătirea Agenților de Penitenciare, domnul comandant de arme, domnule prefect, stimați părinți, onorată asistență, dragi elevi. Am onoarea să vă salut din numele meu personal în calitate de director al Administrației Naționale Penitenciară din Republica Moldova. O deosebită plăcere să fiu astăzi aici, eu și colega mea, șefa Direcției Resurse Umane, la un eveniment plin de emoții, încărcat cu mândrie și responsabilitate. Festivitatea de depunere a jurământului de credință față de patrie, promoția 2023-2024. Grație bunelor relații de colaborare stabilită între sistemul penitenciar din Republica Moldova și cel din România, materializate prin semnarea protocolului de cooperare unde anual partea română asigură instruirea elevilor și angajaților sistemul penitenciar din Republica Moldova, oferindu-le șansa să se formeze în calitate de profesioniști de cel mai înalt nivel, care urmează fiind încadrați în corpul de agenți de penitenciare sau care deja activează în sistemul penitenciar, mă refer la corpul de ofițeri de penitenciare din sistemul penitenciar de Republica Moldova. Începând cu anul 1997 și până în prezent, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare a instruit peste 235 de elevi basarabeni, 30 de ofițeri, ceea ce reprezintă o contribuție materială intelectuală în dezvoltarea sistemului penitenciar din Republica Moldova, pentru care ne exprimăm profunda recunoștință.
Sunt convins că prin valorificarea valenților multiple a relațiilor noastre bilaterale vom contribui la aprofundarea și diversificarea raportului de parteneriat bazate pe valori profesionale comune. Îmi exprim sincer apreciere pentru sprijinul constatat oferit de către Ministerul Justiției a României, Administrația Națională a Penitenciarilor, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare, Târgu Ocna, în susținerea eforturilor privind realizarea obiectivelor noastre strategice. Vreau să mulțumesc întreg corp profesional de la centru, de la Școala Națională, pentru munca care se depune pentru instruirea elevilor. Nu în ultimul rând, pentru cei din Republica Moldova. Îmi exprim sinceră, dragi elevi, cred cu tărie că potențialul dumneavoastră al tinerilor generații care ați ales această carieră deloc ușoară, va continua responsabilitatea integrității morale, respectul față de instituțiile statului și legi, loialitatea față de cetățeni și, și patrie, reprezentate pentru o carieră de succes. De aceea vă îndemn să fiți în fiecare zi modele de devotament, respect și onoare, să respectați jurământul sacru de credință față de patrie, legile țării, Constituție și regulamentele interne. Astăzi, dragi elevi, vreau să vă zic un secret care nu va mai fi secret pentru dumneavoastră. Urmare la discuția cu directorul Scutaru, dumneavoastră mi-a vorbit că dumneavoastră sunteți cei mai buni. Eu am întrebat, poate sunt unii dintre cei mai buni, nu domnul director, chiar sunt cei mai buni elevi, colegi, prieteni, frați. Vă rog să fiți cei mai buni până la finalizarea instruirilor pentru promoția 2024. Vă doresc succes, capul sus, pieptul înainte și înainte spre noi înălțim. Felicitări! Administrația Națională a Penitenciarelor a fost și rămâne în permanență un partener și un sprijin real în toate activitățile și proiectele școlii noastre. Și tocmai de aceea, cu deosebită onoare, îl invităm la cuvânt pe domnul comisar șef de poliție penitenciară, dr. Dan Halkin, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Stimată domnule director al școlii, stimată domnule prefect, stimate domnule director general din Republica Moldova, stimați reprezentanți, șefi a instituțiilor civile și militare, stimați elevi, stimați părinți, revin cu plăcere și cu onoare și cu smerenie în cadrul acestei instituții de învățământ și, ca de fiecare dată, am ceva frământări când vine vorba despre mesajul pe care îl voi transmite. Astăzi am ales să vorbesc despre vocație și despre adevăr. Pentru că suntem în mijlocul unei instituții de învățământ, dați-mi voie să mă adresez prima oară corpului didactic și să le mulțumesc, așa cum îi știu, cred că și dumneavoastră sunteți de acord, sunt toate motivele pentru a fi mândri de ei, pentru că în fiecare an livrează sistemului penitenciar promoții generații de polițiști de penitenciare pregătiți pentru a face față provocărilor profesionale, dar și dilemelor etice, specifice celor care lucrează cu oamenii care au încălcat legea penală. Așadar, dragi profesori, dragi colegi, implicați în activitatea de învățământ și de instrucție, vă mulțumesc în numele meu personal și al conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor. Știm că faceți ceea ce faceți cu dedicare și cu un simț al vocației care vă asigură o motivație intrinsecă. Dar vorbind de motivație, aș vrea să vă transmit un îndemn. Să vedeți această noțiune mai puțin ca
ca motivație și ca sursă de inspirație, ci ca mai degrabă ca o luptă continuă cu nesiguranța. Să puneți de fiecare dată sub semnul întrebării propriile metode de lucru, în așa fel încât să nu să evităm căderea în confort și în mediocritate. Generațiile de polițiști de penitenciare au nevoie să fie echipați cu tot ceea ce este necesar, în așa fel încât odată ajungi și în unitățile în care vor lucra, să aibă capacitatea de a schimba comportamentele unor oameni foarte, foarte dificili. Avem în față promoția de anul acesta. Și nu pot să nu mă gândesc că acum aproape 25 de ani eram și eu ca dumneavoastră. Aliniat într-o formație cu încă 100 de recluți, undeva într-o pădure la arma parașutiști. Intrasem numai ce într-un program militar foarte dur, cu o perioadă de 45 de zile până la depunerea jurământului militar de credință, de-a dreptul brutală. Eram 50 de recluți într-o cameră, fără apă potabilă curentă, fără apă caldă, cu rațiile de hrană mult subdimensionate comparativ cu efortul pe care îl depuneam în procesul de instrucție și, în general, de muncă în cazarmă. Privare constantă de somn și, în general, fiind sub supravegherea unor războinici militari, profesioniști n-a scoate și ultimul gram de energie din fiecare reclut. Atunci mi-am pus întrebarea dacă sunt echipat mental să pot trece această corvoadă. Și oricât de greu mi-a fost în procesul zilnic de instrucție, mi-am dat seama de fapt că sunt câteva lucruri la care trebuie să fiu atent. Și acele lucruri le mai văzusem undeva. Le văzusem în familie. Învățasem în familie că e bine să-mi fac patul, că e bine să-mi țin camera în perfectă ordine și să am grijă de hainele pe care le purtam. Foarte important în armată, dezirabil pentru dumneavoastră. În familie am învățat că trebuie să mă adresez cu pronumele de politețe celor mai în vârstă ca mine. Să fiu săritor atunci când este nevoie, când o persoană se află la nevoie și este nevoie de un sprijin. Foarte important în armată, dezirabil pentru dumneavoastră. Cel mai important lucru pe care l-am învățat în familie a fost valoarea, puterea și inevitabilitatea adevărului. Foarte important în armată, foarte important și pentru dumneavoastră. Vă asigur că pe parcursul vieții sunt multe lucruri pe care le putem nuanța. Adevărul nu este unul dintre ele. Vă asigur că orice neadevăr, chiar și cel la care cineva aderă prin omisiune, se va întoarce în viața respectivilor ca un mic monstru și care va face viața să fie mai grea decât e cazul. Așadar, îndemnul meu este să adărați la valoarea adevărului. Astăzi ați depus jurământul militar și, practic, chintesența acestui gest este foarte strâns legată de adevăr. Ați parcurs prima etapă a procesului de învățământ. Pentru acest lucru, promoție, vă felicit. Și în același timp, vă adresez îndemnul
de a fi atenți și la următoarele etape care vor urma. Procesul de pregătire teoretică, stagiile de pregătire practică în unități. Închei mesajul meu prin a adresa mulțumiri părinților, rudelor, pentru modul exemplar în care s-au implicat în educația acestor tineri, pentru că, dincolo de toate, ne face și nouă misiunea mult mai ușoară în activitatea de modelare de caractere și de pregătire profesională ulterioară. Mult succes tuturor și vă mulțumesc! Școală, pe loc, repauză! Educația este pur și simplu sufletul societății, trecând de la o generație la alta. Astăzi, prin prezența alături de noi a Domnului Ion Claudiu Teodorescu, secretar general al Ministerului Justiției, este confirmat încă o dată preocuparea și atenția Ministerului Justiției față de pregătirea la cel mai înalt nivel a personalului care lucrează în sistemul Poliției Penitenciare. Domnule secretar general, vă adresăm rugămintea de a ne transmite mesajul dumneavoastră de încurajare acum la început de drum. Domnule prefect, domnule director general al Administrației Naționale Penitenciarelor din Republica Moldova, domnule director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnilor directori, preacucernici părinți, onorați invitați, stimați profesori, dragi părinți și dragi elevi. Sunt onorat că din împădălnicerea Ministrului Justiției, doamna Alina Gorghiu, am plăcerea de a fi alături în acest moment important. Un moment încărcat de semnificația și emoția rostirii jurământului de credință pentru voi, tineri elevi. Această clipă marchează debutul etapei de formare în meseria pe care ați ales să o îmbrățișați. V-ați ales o frumoasă carieră și primul pas în această direcție îl faceți astăzi, odată cu depunerea jurământului de credință față de patrie. Astăzi, aici și acum, vă asumați loialitatea deplină față de țară și față de statutul de apărător al legii. Depunerea jurământului militar este încă o dovadă a patriotismului vostru, pentru că jurământul este pentru țară, față de ea, iar beneficiarii lui suntem noi, societatea. De altfel, aici cu atât mai mult trebuie să vorbim de patriotism, de jertfă, de ideea sfântă de țară, cu cât suntem atât de aproape de locul unde strămoșii noștri au spus, pe aici nu se trece. Nu este un drum ușor, ci este cel pe care ați ales dumneavoastră să-l parcurgeți. Este un drum pe care veți întâlni și obstacole, vă veți lovi de privațiunile specifice acestei profesii, dar este un drum pe care îl veți străbate, purtând în minte și suflet, rolul important al muncii dumneavoastră pentru societate. Părinții și familia vă vor oferi în continuare tot sprijinul, iar dascării și școala vor contribui la formarea dumneavoastră și vă vor furniza cunoștințele necesare. Vă transmit, dragi părinți, toată admirația mea pentru munca depusă în educarea acestor minunați tineri. Vreau să fiți convinși că procesul educațional al desăvârșirii lor, ca oameni, ca adulți, va continua în această unitate de învățământ de înalt nivel profesional. Voi, dragi elevi, aveți în față provocarea de a depune eforturi pentru a vă desăvârși ca polițiști de penitenciare. Să faceți cinste vouă, familiilor, dascărilor și, finalmente, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Ministerului Justiției. Trebuie să reușiți să depășiți această provocare. Și apoi veți putea să vă mândriți cu faptul că ați împlinit așteptările și speranțele noastre ale tuturor. Ale voastre, ale celor dragi vouă și nu în ultimul rând, ale societății civile. Voi sunteți de astăzi 269 de noi membri ai marii familii a polițiștilor de penitenciar. Bine ați venit! Vocația profesiei dumneavoastră
este în strânsă legătură cu respectarea drepturilor persoanelor private de libertate. Iar profesia de polițist de penitenciar este fundamentată pe pilonii profesionalismului și ai onoarei. Deschiderea Ministerului Justiției către sistemul penitenciar este una concretă și efectivă. Vreau să vă asigur de sprijinul pe care Ministerul Justiției îl acordă Administrației Naționale a Penitenciarilor și unităților subordonate în realizarea obiectivelor. Unul dintre acestea este reducerea deficitului de personal. Aproape 3.000 de posturi fiind vacante la acest moment. Dar, la acest dezderat, împlinirea acestui obiectiv, voi veți contribui direct și pentru că de anul viitor veți fi promoția 2024. Un alt obiectiv pe care l-aș menționa este creșterea capacității de cazare în vederea diminuării procesului de supraaglomerare și urmează ca 4.000 de locuri de cazare să fie date în folosință în perioada următoare. Avem în vedere și asigurarea unor condiții de cazare conform standardelor europene pentru persoanele private de libertate, dar și în împlinirea acelora standarde de muncă pentru polițiști de penitenciare. Și sunt ferm convins că aceste obiective vor fi îndeplinite prin contribuția voastră viitoare. Vă mulțumesc și vă felicit și vă urez mult succes în continuare. Școală, pe loc, repauză! Stimați invitați, dragi colegi, vă invităm să intonăm împreună imnul de stat al României. Școală, drept! Pentru onor înainte, prezentați! Morning!
spălăm?